Comisia pentru situații excepționale s-a întrunit în ședință. Membrii CSI au examinat mai multe propuneri de măsuri restrictive venite din partea instituțiilor statului și le-au evaluat din punct de vedere financiar, juridic, economic și social. Așadar, Comisia a decis să impună măsuri urgente care ar reduce contactul fizic și ar limita răspândirea virusului COVID-19 pe teritoriul Republicii Moldova. Membrii CSE au decis continuarea desfășurării procesului educațional la distanță, cu excepție grădiniților. În ceea ce privește modalitatea de lucru a instituțiilor publice, Comisia a stabilit că administrația acestora va atrage la serviciu 30% din personalul care este antrenat în activitatea de birou. Restul angajaților vor munci la distanță. În companiile producătoare, munca se va organiza pe ture. În același timp, Agenția Servicii Publice va activa în baza programărilor prealabile astfel încât să se evite formarea cozilor. A fost luată hotărârea de a institui regim special de circulație a cetățenilor în orașele Chișinău și Bălți. Se interzice deplasarea în afara locuinților în intervalul orelor 23.00-5.00, începând cu data de 3 aprilie. Excepție fac parte persoanele care se deplasează în interes profesional pentru asistență medicală, achiziționarea de medicamente sau îngrijirea persoanelor apropiate. Aceștia vor fi nevoiți să prezinte misiunilor de patrulare o declarație pe proprie sau să arate permisul de muncă. În plus, se interzice aflarea persoanelor în spații publice, cum ar fi parcuri, zone de agrement, terenuri de joacă sau terenuri sportive. Comisia a decis interzicerea tuturor tipurilor de ceremonii. În incinta serviciilor de stare civilă sau a centrelor multifuncționale se va permite aflarea exclusivă a mirilor, fără festivități solemne. Totodată se interzice desfășurarea adunărilor, întrunirilor, manifestațiilor, mitingurilor și altor tipuri de acțiuni în masă. Membrii comisiei au anunțat că în cazul în care o unitate economică va încălca măsurile de sănătate publică sau va pune în pericol sănătatea cetățenilor, activitatea acesteia va fi suspendată pentru o perioadă stării de urgență. CCA a interzis întreprinderilor prestatoare de servicii publice să sisteze furnizarea serviciilor prin deconectarea blocurilor de consum sau să aplice penalități pe motiv de neachitare de către consumatorii casnici a facturilor de energie electrică, termică, gaze naturale sau apă potabilă consumată. Deconectarea de la unități poate fi făcută doar în cazul în care este pus în pericol viața și sănătatea oamenilor. Se instituie moratoriu până la 30 mai 2021 asupra a controalelor de stat planificate de către organele abilitate cu funcție de control asupra activității de întreprinzător. Această programare nu se aplică controalelor sau inspectărilor efectuate de către ANSP și ANRE. Premierul interimar a anunțat că în caz de solicitare, conducătorii instituțiilor medicosanitare publice republicane, municipale sau raionale, dar și prestatorii de servicii medicale de drept privat, sunt obligați să asigure detașarea tuturor medicilor angajați către instituțiile spitalicești cu profil COVID-19. Șeful interimar al Guvernului a declarat că membrii Comisiei examinează mai multe posibile măsuri de susținere a comunității de afaceri. Sunt în proces de evaluare a. Pardon, de identificare a resurselor necesare bugetare care ar putea fi realocate spre susținerea cetățenilor și a mediului de afaceri în Republica Moldova. Imediat cum vom avea aceste evaluări, aceste rezultate, vom convoca următoarea ședință a Comisiei Situației Extraordinare pentru a le adopta. Cu detalii suplimentare. Vom reveni pe parcurs. Vă mulțumesc și vă doresc o seară bună.